Video este și adresat pentru toți moldovenii care sunt plecați de la patrie, de la locurile unde ați crescut și v-ați născut. Băi, fraților, cât de ghine nu v-ar fi, unde n-ați și voi, oricum ne trage acasă. Mulți de voi știu că eu am plecat din Moldova în august, am venit la mama aici în Rusia, pe malul mării, în Anapa, lângă Sochi. Cu mama eu stat rău în august și eu am venit nu de voie bună, nici să o vizitez. Și așa s-o primit că am rămas aici. Și cât de ghine n-ar fi aici, m-am aranjat la lucru, antrenor. Acum de o lună de zile sunt starșii trener în sala asta, sunt prețuit ca specialist, am clienți cu rezultate frumoase, care mă urmăresc pe Instagram, știu. Dar, blядь, câteodată când mă pucă ăia un dor de Moldova, îmi vine, blядь, să lepă tăt și mă întorc înapoi. Mai stau pentru că trebuie să stau lângă mama, să o susțin. E când e ghine, când nu-i chiar ghine, așa e viața, așa e la dânsă. Are o leac probleme cu sănătatea și trebuie să fiu alături. Și ieri m-a apucat așa un dor nebun de locurile unde eu am crescut, la Stejar să mă duc. Și am dat de o piesă pe YouTube, случайно вообще. Бля, și acolo niște cuvinte, ой, că când a luat cuțitul și așa a făcut dzani, dzani, dzani. M-a dat în lăcrimi, a spun o bucățică din piesa asta, s-o ascultați și voi. Меня тянет домой, где спокойна душа. Воздух сладкий родной наполняет сердца. Меня тянет L-am găsit pe domnul ăsta pe Instagram și chiar am să le citez. Pentru video ăsta n-am primit nici un leu. Prostă aia, ca așa, cred că știi, Dumnezeu a vrut să dau pește piesa asta. Da, e în limba rusă, dar și cuvinte acolo, ei. Pizdeț, m-a străpus până în adâncul sufletului. Băi, moldovenilor, cât de ghine n-ar fi în străinătate. Dar acasă-i mai ghine, băi. Așa e cum e, cu probleme politice, cu... Dar ești acasă, băi. Fiți tari, puternici și întorceți-vă acasă. Eu tot as mă întorc. As mă întorc pentru că nu mă simt eu ghine aici, băi, nu... Tete-i ghine, tete-i zaibis, rublă iese, tete normal. Dar eu vreau acasă, blea, eu sunt patriot. Sănătate, moldovenilor, v-am cuprins. Așa o leacă cu emoții s-o prinde video-ul ăsta. Dar mužicul ăsta care a făcut piesa asta și a dat de dânsul pe YouTube, băi, tu ești bravo, tu... Niște cuvinte mai atins, de cele mai sensibile note a sufletului. Multă sănătate!